Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Învățăturile maestrilor spirituali. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim foarte mult Matei Georgescu, psihoterapeut, psihanalist, profesor universitar. Vom vorbi despre învățăturile maestrilor spirituali, calea maestrului spiritual, făcând, așa cum v-am obișnuit deja, și o recomandare de carte, carte aflată în campania online Învățăturile maestrilor spirituali de pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre Mintea Zen, Mintea Începătorului de Shunryu Suzuki, o carte publicată în colecția Zen în traducerea Marilenei Constantinescu. De asemenea, aș vrea să vă reamintesc, pe lângă această campanie, toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri speciali le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii. Începem discuția noastră, cum spuneam, pornind de la această recomandare de carte a lui Shunryu Suzuki, Mintea Zen, Mintea Începătorului. Ce este, de fapt, maestrul spiritual într-un cadru, să-l definim într-un cadru generic, într-un cadru general, dar cu precădere sau cu predilecție, un maestru spiritual în tradiția spirituală a budismului Zen? Mulțumesc pentru invitație și pentru bucuria de a fi alături de familia editorului Herald, ca de obicei, mai ales în aceste vremuri, deși lucrurile perene, ca să spun așa, sunt transtimpuri și transsituații, deși suntem sub timpuri în permanență. E un subiect, cred că, deosebit cel pe care l-ai ales astăzi, și cred că putem porni de la, nu neapărat din zona budismului Zen, deși aici lucrurile poate se văd cumva, să zic, mai bine, deși e un spațiu și un timp cultural diferit, e aproximat de noi. Este aproximat de lucrurile pe care noi le putem percepe și aici avem această imagine a raportului între proximitate și îndepărtare. Nimeni nu e profet în țara lui, de aceea preferăm să spunem și ai dat în limbajul obișnuit că ne-am, cum să zic, zenul și feng shui-ul, cum era melodia lui Taxi, dar nu spunem isihia, știi? Isihia trebuie să spunem în tradiția noastră creștină, pentru că e ceva legat de, nu neapărat de liniște, de linul intern. Noi ne întâlnim, de fapt, și editura Herald, cred că are cum să zic, o întreprindere programatică. Prin aceste cărți, noi să înțelegem cum putem avea o viață mai lină, mai bună. Și atunci, ideea de spiritualitate reprezintă cumva un cuvânt care stă pentru toate această problematică a instrucțiunilor de folosire, interne în special, deși lucrurile se leagă intern-extern, cum anume să ne amenajăm zilele noastre, puține de altfel, în limita morții, astfel încât să putem să trăim o viață echilibrată și echilibrantă pentru ceilalți. E o construcție și este o provocare permanentă. Tema de astăzi, pe care aș spune-o mai simplu, tema Tatălui. Pentru că este tema raportului cu cineva pe care poți să îl, ghilimele, idealizezi. Maestrul este persoana spre care tinzi în ceea ce privește modul de a trăi. Iar în societatea actuală există mai mult sau mai puțin, cred, o penurie de măestrie, de excelență considerată și acceptată ca atare. Fără un vector
către un maestru pe care noi acum în discuția noastră îl considerăm spiritual, adică îl considerăm ca fiind întruparea și realizarea celor mai înalte valori spre care noi putem tinde. Și atunci, maestru spiritual devine orice personalitate către care noi simțim o mișcare și un sens. Indiferent dacă este Velea pentru un adolescent, Velea fiind probabil un personaj reprezentativ care nu e clar ce anume este de sens tinerii generații, fie că este, să zicem, nu știu, Andrei Pleșu, fie că mergem în alt registru, este Nietzsche sau este Buddha sau Isus. Bun, indiferent de cine este, sub aspect psi, trimite spre aceeași mișcare, spre capacitatea de a idealiza. Și apoi, această mișcare de idealizare are o funcție importantă în câmpul nostru identitar, pentru că ne dă o senzație cum că dacă noi treptat ne apropiem de acel ideal, ne putem stima pe noi înșine. Ori de aici încep toate lucrurile. Apropo de iubește-l pe celălalt precum te iubești pe tine. Societatea actuală este într-o penurie nu de iubire de celălalt, ci în primul rând de iubire de sine, reflectată în felul acesta. Și atunci chestiunea legată de maestru și de maestrie ar putea să se înscrie într-o, să zicem, altă grilă și aici mi-aș permite să vin cu o reprezentare pe care să vă propun, iată, se numește Dumnezeu Tatăl. Vedem un patriarh care, cu mâna lui stângă, este interesant, propune ce? O ierarhie, o piramidă. Este reprezentarea unei construcții ierarhice. O construcție ierarhică presupune o ordine, un tip de ordine acceptată, acceptabilă, deci cumva perenă, în măsura în care realmente noi considerăm că există o ordine, cum să zic, transcendentă, perenă. Și aici este o altă discuție, pentru că în societatea actuală pare că pentru a fi corecți între noi, nu există valori dincolo de individ, ci există mai curând poziționalități personale, fiecare fiind un univers valid și un univers care trebuie respectat în sine, astfel încât pare că se nivelează cumva posibilitatea unui sistem de valori transindividual. Este ca și cum fiecare are dreptul la părerea lui și că totul e relativ. Totuși, nu este relativ în totul în universul acesta, pentru că există o ordine a evoluției. Sunt milioane de ani de evoluție justificate actualmente și științific, astfel încât dominanța și ierarhia nu sunt povești, cum să zic, de un relativism psihologic total. Și atunci revin. Într-o ierarhie este important ca tu să te poți plasa. Unde te plasezi? Te plasezi în vârful ei, acolo unde nu mai ai pe nimeni deasupra, sau te plasezi undeva în interiorul ei, astfel încât să lași spațiu unui element supraordonat. Chestiunea deci maestrului este o chestiune fundamentală care ține de șansa fiecăruia de a lăsa deasupra noastră un spațiu care să se poată umple cu aceste figuri de maestri. Fără a putea avea această funcție de ideal, deci de reverență în fața unui maestru spiritual, viața noastră este în derivă. În derivă generală, și asta înseamnă că noi ne trăim fiecare zi
în voia diferitelor forme, uneori diluviene, de emoții, afect și de raport cu celălalt. Avem nevoie de forme de cosmos, forme de ordine ierarhică în care să existe un guvernator. Un guvernator pe care să-l considerăm ca atare, să-l acceptăm pentru o grilă echilibrată. În măsura în care nu ne găsim un maestru spiritual, în aceeași măsură înseamnă că îi punem pe toți la încercare și nu rezistă. Sunt înțeleși ca fisurați în alcătuirea lor, cum că noi, deci, criticând și destituind în serie figurile acestea idealizante, rămânem într-o formă de inflație, aflați acolo sus, în vârful ierarhiei, fără să mai putem aspira spre ceva, pentru că nu ne mai găsim repere către care să mergem. Ori asta înseamnă derivă. Și atunci, în discuția noastră despre maestru spiritual din budismul zen, care este o discuție prototip, pentru că este o tradiție de o, cum să zic, o realizare ontologică fantastică, precum avem noi în tradiția creștină, trăitori de aceeași amploare, desigur folosind cuvinte diferite, poate, dar această idee de ordine și de, folosind cuvintele noastre, zmerenie în raport cu maestru, este absolut necesară. Nu știu cât ne mai putem noi pleca în fața unui personaj și de aici cred că avem de gândit. Dacă vrem să avem o viață bună, și cred că este de la sine înțeles că asta încercăm cu toții, de la construit vile, piscine, găsit parteneri și nu mai știu ce puteri politice, avem aceeași nevoie să ne dăm un sens. Ori primul lucru pentru asta este să ne găsim cea mai mare ordine de valori către care să putem tinde și să o găsim nu într-o manieră virtuală, ci încarnată și trăită de un om care ne arată că lucrul acesta se poate. Poate nu întâmplător, în tradiția noastră se vorbește despre tatăl care și-a trimis pe fiul. Și grație fiului, noi am putut să vedem, să înțelegem și să știm cum avem a ne comporta ca să avem o viață mai bună. Iisus este un exemplu de ideal pentru că este om. Deci, nevoia pe care o avem este să existe un maestru real, uman, care să ne indice în direct cum anume să trăiește, prin exemplu, cum anume să trăiește, mai ales atunci când furtunile vieții bat tomnatic, ciernatic, cu mare putere, și că atunci este momentul în care aceste valori pe care noi e bine să le cultivăm în zilele de vară și de bine, atunci, deci, aceste valori se vor arăta ca fiind, și aici ca să folosesc un alt motiv arhetipal, un fel de arcă care rezistă diluviilor. Pentru că diluviile vin. Pentru că, cu siguranță, incertitudinea vieții, mai devreme sau mai târziu, ne va înghiți atât de tare pe toți și fie pe fiecare dintre noi, încât dacă nu avem acest set de valori care să ne spună, încearcă în acest moment să fii cea mai bună formă umană a ta, cea mai bună variantă a ta însuți, astfel încât în loc să te plângi, să te simți dărâmat, să te confrunți sau să vezi durerea pe care o simți,
abisuri de incertitudine, să poți să rămâi în ele și să vezi, precum în zazen, că sunt doar nori creați de lumea fenomenală și observabili. Eu cred că capacitatea noastră de zazen ar putea fi echivalată cu indicele de dezvoltare personală din zona psi sau cu indicele de îndumnezeire, dacă vezi, din tradiția creștină. Pentru că în momentul în care ai o capacitate, cum să zic, de absorție a realității de acum și de aici mare, există deci această formă de detașare de care se vorbește și este foarte greu de înțeles, pentru că noi suntem ființe care funcționăm prin atașament. Bowlby, cu teoriile atașamentului, cum să zic, au intrat în limbajul comun. Nu poți să fii detașat. Ceea ce poți să faci este să ai, grație acestor vectori spirituali și maestrilor pe care îi întâlnim, să ai treptat, experiențial, o mai bună capacitate de observare, care se traduce, prin alte cuvinte, ca fiind un spațiu personal mai amplu, astfel încât nu intri atât de mult în periferia fenomenelor, devenind efectiv tulbure și nemaiștiind ce faci. Noi avem o limită mică de integrare în câmpul conștiinței, știm. Și cu cât suntem mai intoxicați cu informația telefoanelor prea deștepte, cu atât acea limită de integrare este ocupată și se produc cele mai stupide forme de accident, pentru că nu suntem aici și acum, decât în un 10%. Sunt accidente cumplite, sunt forme, cum să zic, irațional de iraționale și rațional inacceptabile de a ne pierde eficiența vieții. Deci este cumva un îndemn discuția noastră spre a ne opri și a vedea către ce anume vrem să navigăm în viață, ca valoare, ca personaj. Astea fiind odată explorate, va fi de mare ajutor. Mi-a plăcut foarte mult, trebuie să mărturisesc acest lucru. Paralela pe care ai făcut-o cu spațiul nostru creștin ortodox, pomenind de isihia, de liniștea venită din cuvântul grecesc isihia, isihasmul, la faptul că aici avem acei trăitori sau lucrători, exact, și comparația făcută cu tradiția budismului Zen. Și în timp ce te ascultam, mi-a venit o idee, apropo și de imaginea pe care tu ne-ai arătat-o și de arhetipuri, m-a dus cu gândul și la Jung, bineînțeles. Mă gândeam, apropo de maestru spiritual, e ca o provocare, probabil pentru mai multă lume, faptul că în afară de o persoană sau în afară de învățăturile pe care un maestru spiritual ni le poate trimite prin intermediul cărților, iar cărțile de la editura Herald abundă, pot să spun, din acest punct de vedere, foarte multe cărți despre maestri spirituali, mă gândeam dacă nu cumva o experiență de viață O experiență de viață poate să reprezinte la un moment dat un maestru spiritual. Dacă o lecție pe care noi o învățăm de la viață poate într-un anumit context pe parcursul vieții noastre să reprezinte un maestru spiritual de la care am învățat ceva. Și spunem de cele mai multe ori, viața mi-a oferit o anumită lecție sau am trăit o anumită experiență de viață din care am învățat ceva. Apropo, mergând pe ideea arhetipurilor,
Și paralela pe care ai făcut-o tu cu tatăl și cu ierarhia, mă gândeam cât de frumos, cât de idealizant ar fi ca fiecare copil, fiecare băiețel să-și găsească în tată, să-și găsească în părinte un maestru spiritual. Ar fi extraordinar. Exact în timp ce te ascultam, la asta m-a dus cu gândul. Pentru că tatăl, părintele, tatăl este un model, sau ar trebui să fie un model pentru copil, pentru băiat. Un model de calități, de virtuții, de tot ce îl cuprinde pe el. Și atunci ne gândim că el figura paternă este, de fapt, primul, hai să zicem, maestru spiritual cu care băiatul respectiv intră în contact. Absolut, da. Ceea ce spui este, ne trimite de pildă către istoria prototip al relației dintre Laios și Ödip. Despre acest destul de cunoscut, ca să zic așa, raport dintre un tată care își întâmpină fiul. Cum? Cu teamă, cu frică, cum că fiul lui, în urma dezvăluirii profetului, îl va omorâ. Tot începe, pare, de la tată aici. Interesant, dacă urmărim detaliile acestei istorii prototip, nu, și încearcă să-și omoare fiul, evident, destinul e mai puternic, nu reușește. Raportul cu destinul este unul la care trebuie să reflectăm. E ceva mai puternic și dincolo de noi. Orice încercare umană de a depăși aceste forțe, forțele destinului, aceste zeițe care țes ursitoare, orice încercare este menită eșecului. Deci există forțe în noi care spun, legat de mitul lui Ödip, că nu ne este simplu să acceptăm numele Tatălui, cuvântul Tatălui. Și ceea ce ai spus, dragă Sorin, este că, în definitiv, chestiunea aceasta a raportului cu Maestrul Spiritual începe cu Tatăl, cu Tatăl pământesc, cu Tatăl real. Și apoi trece spre seria de tați, de ipostaze paterne, limitative. Funcția paternă este o funcție legică, structurantă, limitativă. Asta se spune pe tip. Poți sau nu să renunți la ceva esențial pentru tine, la mamă. Putea să fie altceva, dar în contextul primilor ani de viață, despre asta e vorba, despre figura maternă, prețioasă, împărăteasă, este tot ceea ce îți oferă hrană și iubire. Să poți să renunți la un moment dat? De ce să renunți? Pentru cine? Pentru că există această forță a Tatălui, acest nume al Tatălui. Câți dintre noi putem renunța la mamă? Și aici este o altă dimensiune esențială, și anume cuplul parental. Dacă mama și cu tata nu se iubesc, dacă nu există, deci, o fuziune și o separare totodată echilibrată între ei, atunci copilului va fi, sau fiicei, fiului, în fine, va fi foarte greu să poată să aibă o reprezentare paternă echilibrată. Așa se face că, din observațiile nu greu de făcut, maeștrii spirituali devin uneori forme de substitut patern, uneori de etapă compensatoriu, care, grație sau din cauza acestui fenomen compensatoriu, nu rezistă, adică, de pildă, internalizarea unei figuri paterne negative. Adică un individ care, în definitiv, contestă autoritatea, contestă limita, contestă ordinea, supra, nu, supra, tot ce înseamnă supraordine, și se află, deci, pe vârful dealului,
într-o poziție însingurată, inflațională, și apoi caută serii de maestri care să îi genereze o formă de limită, de graniță personală, acceptabilă de către el. E foarte greu pentru că, vezi în societatea noastră, apropo de figurile paterne, din a liderii noștri paterni, deci cei care ar fi bine să ne conducă bine și să aibă grijă de noi, toți au fisuri, cel puțin în reprezentarea publică. Nu știu dacă există vreun lider din 90 încoace, 30 de ani, care să nu fie înalt disputabil. Unii în forme clare, penal, pușcăriași, alții în forme mai, cum să zic, mai diluate. Ponderate, ei, lasă că știm noi că pe cine are în spate. Dacă cineva, de pildă, face un lucru bun, de pildă, haideți să vorbim de Bill Gates, ca exemplu. Bill Gates este omul care a dat bani pentru caritate, cred, istoric vorbind, în umanitate, cel mai mult. Oare întâmplător că lui îi este atribuit, nu știu, tot această teorie conspirativă că vrea să ne încipeze, să ne nenorocească el cu vaccinul și așa mai departe? Vreau, dragă Sorin, să spun că acum nu facem partizanat pro sau anti Bill Gates, ci vorbim despre felul în care psihic noi construim și reconstruim lumea. Că vedem că atunci când un tată bun devine foarte bun pentru că și-a dat nu știu câte milioane și milioane din banii lui ca să facă lucruri, da, atunci iată că există un polar de tată rău care îi rupe la un moment dat și tinde să-l distrugă. Astfel încât pare că aceste două mișcări, care sunt și în spațiu, cum să zic, politic, ajungând până la formă de confuzie. Nu mai știi cu cine să votezi, pentru că toți sunt niște nenorociți, sau unii știu mai bine decât alții. Toate fiind exclusiv construcții psihice. Construcții. Pentru că sunt agenții plătite bine ca să genereze imagine, nu consistență. Și atunci, care sunt datele după care noi putem să ne construim o realitate minimal obiectivă despre un individ? Nu? De pildă, hai să spun eu lucruri despre tine și să spui tu lucruri despre mine. Și putem găsi. Eu am acum cel puțin, nu știu, 5-6 persoane care pot să mă destituie total sub aspect etic, sub aspect profesional și așa mai departe. Cred că și tu ai destui. Vorba textelor de amplă profunzime din Manele, că dacă n-ai dușmani, nu existi. Nu? Pentru că îți delimitezi cumva în felul acesta subiectivitatea. Însă vedem că această chestiune a raportului cu maestru spiritual devine una care efectiv ne pune o problemă socială, de evoluție socială și politică. Nu? Fac o scurtă paranteză. Ieri am fost și am văzut filmul lui Ștefan Dachi, 30 și 15 minute, și spun pentru că este apolitic, este autofinanțat, deci nu intră în zona aia. Cum se face și de ce, după 30 de ani de zile, nu există infrastructură? Nu? Este un lucru incredibil. A existat o mișcare de 15 minute pe 15 martie, ora 15, anul trecut. Toată lumea, parte din oameni au spus și eu vreau să aș... Treptat, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Treptat, deci rămânem în zonele noastre de pasivitate pentru că nu există forme de ideal credibil nici în rândul celor care sunt acolo. E ceva, subiectul de astăzi,
a deschis o, un fel de, nu cutia Pandorii, dar oricum, un filon de discuție care nu se referă numai la viața noastră, cum spuneam la început, ca valori perene care să ne orienteze și să trăim o viață mai bună cotidian, ci și la faptul dacă ajungem de la București la Oradea în 12 ore sau în 3 ore. Și dacă o marfă ajunge în 3 ore în loc de 12 ore, asta înseamnă că economia noastră ar fi de 3 ori mai prosperă. Mi interesează pe cineva lucrul ăsta? Nu interesează pe nimeni, în definitiv. Deși asta însemna ca salariile noastre se dubleze. Suntem într-o pură cultură a prostiei. Prostie e un cuvânt care stă, de fapt, pentru un ambitus de conștientizare îngust. Ambitus de conștientizare îngust. Ori, maestru spiritual este cel al cărui reper peren îți permite să vezi mai amplu realitatea ta internă și externă și să îți dai seama că e foarte important ca să încerci să faci lucrurile zilnic tu măcar cât mai bine. Pentru că în felul acesta, măcar universul tău poate să arate mai îngrijit. Hai să spunem, din perspectiva psihoterapeutului, și vreau să fac această precizare înainte de a încheia interviul nostru, și am mai punctat-o și cu alte ocazii, faptul că maestru spiritual poate fi, într-o oarecare măsură, și psihoterapeutul, da? În lumea modernă pe care o trăim, poate fi și psihoterapeutul care îți poate ghida, poate să fie acea călăuză, acel ghid, acel îndrumător din punct de vedere psiho-emoțional, care să te ajute pe tine să te redescoperi, care să te ajute pe tine să-ți identifici și să conștientizezi anumite răni, anumite emoții, anumite tipare comportamentale, anumite traume venite din copilărie, da? Și să te ajute cumva să te dezvolți, pentru că acesta e rolul psihoterapeutului, să te ajute să te dezvolți personal și să evoluezi spiritual. Și de asta fac această paralelă, să-i spunem, între maestru spiritual, dacă ne referim strict la partea de cale spirituală, de drum, de călătorie inițiatică, și la aceea a unui psihoterapeut din perspectiva modernă. Și am făcut această paralelă și pentru că tu ești psihoterapeut. Dragii noștri, e foarte important ce spui, dragă Sorin. În definitiv, în dialogul nostru avem o perspectivă integrativă în care găsim lucrurile care sunt tangente. Suntem sintetici. Această mișcare sintetică este expresia unei mișcări interne de integrare și sintetizare. În timp ce expresiile analitice separative deseori pot să genereze forme de conflict, nu? Și forme de narcisism dominant, în care eu sunt cel care dețin adevărul în grupul meu și nu celălalt. Cred că, așa cum ai spus, maestru spiritual sau psihoterapeutul, ce au ca termen comun? Câmpul intersubiectiv și calitatea lui, conexiunea dintre ei. Valorile perene se nasc, se cultivă într-un câmp intersubiectiv. Noi împreună putem să mergem mai departe și acest împreună ne generează dezvoltarea și evoluția. Despre asta este vorba și iată, editura Herald este facilit, are ca scop să fim împreună prin aceste prețioase idei cu putere
în viață. Dragii noștri, a fost alături de noi Matei Georgescu, profesor universitar, psihoterapeut, psihanalist. Am vorbit despre calea maestrului spiritual, am vorbit, iată, și despre arhetipuri și îmi place foarte mult că am dus discuția noastră și în această zonă oarecum neexplorată până acum, arhetipul tatălui, recomandând cartea din colecția Zen a editurii Herald Mintea Zen, Mintea Începătorului de Shunryu Suzuki, în traducerea Marilenei Constantinescu. Îi mulțumim foarte mult lui Matei Georgescu pentru prețioasele informații și pentru aceasta, aș spune, disertație, incursiune, călătorie în ceea ce privește maestrul spiritual. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, așa cum v-am pomenit la începutul intervenției, începutul discuției noastre, despre campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Învățăturile Maestrilor Spiritual. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!